Mulțumesc tuturor prietenilor mei de pe TikTok care m-au avertizat să nu fac un bine pentru cine nu merită. Dar n-am băgat în seamă ce au spus ei. Vă mulțumesc din suflet în legătură cu această persoană care m-ați avertizat, care s-a adeverit, ți-a spus socrului Ladislau Alexandru. N-am cuvinte. Am ajuns să fim amenințați cu poliția, să fim dați în tribunale, că am încălcat dreptul lui de autor. Vreau să văd și eu unde e dreptul la lui de autor. Odată ce ai făcut niște videoclipuri publice, tu ți-ai asumat să le vadă o lume întreagă, nu eu. Mulțumesc pentru toți care... Și îmi cer scuze pentru cei care i-am jignit în cauza lui.